Acoperișul unei anexe gospodărești de pe strada Boieniței din cartierul Bărăbanți din Alba Iulia și alte bunuri au fost distruse în incendiul izbucnit azi noapte. Pagubele produse au fost estimate la valoarea de 5.000 de lei. Pompierii militari au intervenit în jurul orei 3 și 26 de minute, acționând cu 3 autospeciale de stins incendii. Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit azi noapte pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească în cartierul Bărăbanți, de pe strada Păieniței. Pompierii militari au intervenit cu 3 autospeciale de stins incendii, aproximativ 30 de minute. În urma incendiului au ars aproximativ 25 de metri pătrați din acoperișul anexei gospodărești, confecționat din lemn și plăci de asbociment, o masă și o pubelă. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului o reprezintă o scânteie de la fumătoare amenajată în anexa gospodărească.